Sunt președintele vorba despre un subiect, și anume disputa dintre Klaus Iohannis, Gheorica Dăncilă. Acum zâmbiți. Ce credeți? Gheorica Dăncilă ar trebui să-și dea demisia, așa cum cere Klaus Iohannis? Doar atâta spun, pentru că nu vreau să fac declarații politice la sediul acestei instituții, nu are de ce să-și dea demisia și are suportul nostru în continuare. Era oportună acea vizită în Israel? Deci nu vreau să dau astfel de declarații aici. Cum calificați aceste acuzații de grup infracțional organizat? Nu ați anunțat nici la instanța supremă, deși aveați termen a doua zi acolo, la Înalta Curte de Casație și Justiție, nu apărea în programul dumneavoastră oficial. De ce atâta secretomanie în jurul vizitei în Israel? N-a fost niciun fel de secretomanie, am mai spus-o. Aștept să termine colegii. Nu mai am aud eu când vorbesc. N-am fost... Toate microfoanele captează. E coleg, nu e colegă. Scuze. N-a fost niciun fel de secretomanie. Hai, tu să fii puțin serios. Ca să... Fac și eu o declarație aici, totuși, nu? Da. Ce vorbeam? Secretomanie. Nu, n-a fost nimic ascuns. A fost solicitare în biroul permanent al Camerei. S-a aprobat în urma invitației oficiale din partea primului ministru israelian. La Înalta Curte nu aveam de ce să anunț, pentru că eu plecasem spre Înalta Curte, mă sfătuisem cu avocatul și mi-a spus să nu vin la ora 1, să vin undeva la ora 2-3, pentru că dacă vreau să mai am ultimul cuvânt, era undeva după 3 și între timp s-a hotărât să se amână. Deci nu aveam de ce să anunț și nu a fost niciun secret. Am dat și comunicat după întâlnire. Deci eu zic să rămâne în preocupare ambasadei cu autoritățile israeliene și dacă ne puteți spune a cui e abanajul acestui subiect, al guvernului, al premierului, al președintelui Camerei Deputaților sau al președinției? Nu vreau să vorbesc în fața acestei instituții despre aceste subiecte. Vom vorbi pe larg săptămâna viitoare, pentru că subiectul este foarte important. Că ați încercat vânzarea unor companii, importante companii de stat, către grupuri de interese din Israel. Cum răspundeți acestor acuzații? Acestea sunt înțelegerile de care... Ați făcut astfel de înțelegeri cu ocazia vizitei în Israel? Categoric nu. Categoric Dar de ce ar fi spus asta Victor Ponta despre dumneavoastră? Pentru că a ajuns foarte jos. Jos de tot. Despre ce ați discutat cu domnul Beniamin Netanyahu? În ziua în care președintele a cerut demisia domnului Dăncilă, e o coincidență? A fost citat mai demult? Sau... Eu cred că și dumneavoastră și eu credem că a fost o coincidență. Ce ați discutat cu domnul Netanyahu în timpul vizitei? Despre ce subiect? Am spus în comunicat. Da. Credeți că președintele va reuși să obțină demisia sau demiterea domnei Dăncilă? I-a cerut și demisia premierului Ponta și până cu final s-a avut loc. Era necesară prezența dumneavoastră în Israel? Nu făcea față funcției de premier Gheorica Dăncilă? Am avut niște întâlniri separate acolo. La cine trebuie să cerem voie ca să putem părăsi țara? Eu credeam că după Revoluție s-a închis interdicția asta. Așa mi-aduc o aminte. Totul de politică. Domnule Dragnea, v-ați uitat în Constituție? Guvernul e responsabil de politica internă și externă în urma programului de guvernare aprobat de Parlament. Uitați-vă bine în Constituție. Cum vedeți finalul dosarului Tel Drumă? Încă el a început. Ce final vedeți pentru acest dosar? Închis? Trimis în judecată? Eu sper să se ajungă la adevăr, nu la minciună. Domnule Dragnea, au fost acuzații că modificarea codurilor penale s-ar face cu dedicație inclusiv pentru dumneavoastră. Nu, eu le resping categoric. Dar cum se face că sunt foarte multe modificări pe care le vor aleși puterii, implicit colegii dumneavoastră, și care v-ar avantaja direct pe dumneavoastră? Nu vreți să vorbim la Parlament, că de-abia a început dezbaterea. Pedepsele alternative, cum vi se par? Așa și? Trebuie să facem... Putem să facem o părere. Hai, lăsați. Pedepsele alternative, cum vi se par? Închisoare în weekend sau detenție la domiciliu? Nu vreau să comentez. Domnule Dragnea, au apărut informații în presă conform cărora domnul ministru Meleșcan nu i-a prezentat doamnei Dăncilă un nou memorandum cu privire la mutarea ambasadei. E adevărat? Știți ceva de un al doilea memorandum? Habar n-am. Ce se întâmplă, domnule Dragnea? Este un conflict fără precedent pe scena politică între președinție și premier. Ne amintim, Klaus Iohannis i-a acordat votul de încredere Gheoricăi Dăncilă. Acum votul de încredere l-am acordat noi în Parlament. Nu faceți confuzie în termeni.
Da, vorbim totuși la rigoare. Că e conflict constituțional și se va ajunge la CCR? Un conflict constituțional și dacă nu mă lăsa să ajung la mașină. Domnul fostul președinte al CCR. A mers în Israel, a discutat despre mutarea ambasadei. Care să fi fost motivul sau absența de astăzi de la discuții? Întrebați-l să vă răspundă, că a zis că se simte foarte confortabil, deci poate să vă răspundă. V-a anunțat cumva doamna Dăncilă dimineață care intenționa să demisioneze? Nici vorbă. Nici acum, nici atunci când a apărut știrile că vrea să demisioneze. Are treabă la guvern. Și a apărut inclusiv o glumă că i s-a cerut demisia și că de fapt dumneavoastră ar trebui să demisionați, că dumneavoastră conduceți guvernul. Bună glumă. Da. O mini vacanță plăcută. Domnule Dragnea, domnul Zegrean a spus că ar fi un conflict constituțional, juridic-constituțional între administrația prezidențială și guvern, asta pentru că doamna Dăncilă n-a mers la acele discuții cu privire la medierea cu BNR-ul. Este un astfel de conflict? Nu există conflict între BNR și guvern. Ce faceți de 1 mai? De 1 mai o sărbătoresc ca orice. Dar un lucru, domnule Dragnea, cum se va tranșa conflictul cu Claus Iohannis? Cum se va tranșa conflictul cu Claus Iohannis? Doar veți M-a spus la zid. Sunteți cu spatele la zid. Ați făcut și poza asta. Nu așa conflictul cu Claus Iohannis. Doar veți respinge cererea și atât veți ajuta să se liniștească apele sau... Ta mașină. Hai să închidem aici totuși, că mulțumim, gata. Am vorbit, mulțumim, da? Mulțumim. Haideți că sunt mulțumim. Mulțumim. Haideți. Traian, eu iau, o să te apuc de pe regionele. Vine vacanță făcută. Sunteți liberi pe 30? Pe 30? Păi de ce n-aș fi liber? Au, care întinde mă? De ce n-aș fi liber? Mă gândeam că poate vă duceți la serviciu. Domnule, da. Cum au decât discuțiile în Israel? Domnul Dragnea, nu ne-ați spus nimic despre Times din Roman și iubita dumneavoastră. Vedeți cum s-a închis ușa de la mașină exact când devenea mai interesantă discuția, conflictul dintre Times din Roman și iubita domnului Liviu Dragnea, care a făcut